Lucrările de construcție a bazei sportive din Comuna Bucium s-au încheiat. Investiția a vizat amenajarea unui teren de fotbal pentru a fi utilizat atât de tineri, dar mai ales de echipa de fotbal din localitate, cetate Buciumi. Primarul Comunei Bucium, Ioan Eugen Lazar, ne-a declarat că investiția a fost necesară în condițiile în care echipa de fotbal a Comunei era nevoită să apeleze la terenurile din comunele învecinate, ceea ce însemna timp și bani în plus. Lucrările au început anul trecut odată cu identificarea terenului necesar și a posibilităților financiare de realizare a investiției. Ioan Eugen Lazar a adăugat că lucrările sunt finalizate, iar baza sportivă poate fi utilizată. Primarul a adăugat că la nivel local continuă demersurile pentru realizarea unor investiții de anvergură care vizează în primul rând îmbunătățirea infrastructurii locale, apă, canalizare și drumuri.